Doamna Niscopoleanu n-a încetat să creeze și a adus contribuția prin elevii săi la palmaresul sportului românesc și european, mondial. Unii dintre ei sunt astăzi în sală și o văd pe Monica Iagăr, eleva doamnei Niscopoleanu, campioană europeană la săritura în înălțime, sau Mirela Belu. Pentru tot ce ați făcut, pentru noi, pentru aceste emoții pe care ni le-ați dăruit, astăzi, Comitetul Olimpic și Sportiv Român și toți oamenii din Mișcarea Olimpică din această familie vă sunt alături pentru a vă spune un simplu mulțumesc. Colanul de aur vă este conferit de către Mihai Covaliu, președintele Comitetului Olimpic și Sportiv Român, George Bălăuși, secretarul general. Sistemul de medalii care ajunge la dumneavoastră. Să fie încununat cu
cei 4 ani care au muncit sportivii să vină cu o medală. E foarte plăcut. Eu mai ales când s-a întâmplat ce s-a întâmplat înainte, o săptămână la Mexic, de m-am accidentat la picior. Și plângeam. Pentru ce am muncit 4 ani de zile? Adică să nu pot să fac și la Olimpiadă. Totuși, prin ambiție, prin ajutorul medicilor, am putut să particip la această Olimpiadă. Vă spun, adică plecând că n-am voie să greșesc prea mult, să nu mă doar picior. Deci, trebuia să execut o singură săritură care să mă calific și în finală să fac tot la fel, de asta au și sărit în prima în primul elan și am rezultatul care a fost. Cu emoția sa până la sfârșit, pentru că oricare dintre adversarele mele puteau să reușească să mă întreacă la acest. Dar este adevărat că ați avut o superstiție și vă priveați numerele mașinilor pe care le vedeați pe stradă, în drum spre stadion? Spuneți-ne ce număr a avut mașina pe care ați văzut-o înainte de a intra în arenă? 81. Și a sărit 682. Alții caută bănuți astăzi. Da. Să facă același lucru și cerem că viitoarea campioană olimpică sau medaliată la lungi. Vă mulțumim mult. Doamnelor și domnilor, cu atâta plăcere, pentru că am comentat multe din competițiile la care Dan Greco a fost antrenor, anunț că astăzi Comitetul Olimpic și Sportiv Român îi conferă domnului Dan Grecu colanul de aur pentru cel mai bun antrenor din România. Mulțumesc, tatăl meu,
dar celorlalți factori care au contribuit la obținerea unui rezultat de excepție și la campionate mondiale și la olimpiade. Mulțumesc soției care m-a suportat 50 de ani. Lor de asemenea, care au fost luați de la școlile unde erau, duși în Peșița, trecut acolo în liceu și așa mai departe. Dar toate astea le-am făcut pentru gimnastică. Și pentru a demonstra că talentul este sub muncă. Ceea ce mi-a demonstrat și Marian Drăgulescu, care a cumpărat până la 40. 41. Mai puteți. Trebuie să mulțumesc și domnului Stăta, domnului Aponsan, care au fost lângă mine mult timp și m-au sprijinit în obținerea acestui rezultat. Mulțumesc din suflet, la mulți pentru o sărbătorie așa cum se convine, vă invităm la o cupă cu șampanie în foierul Comitetului Olimpic Sportiv. Mulțumim tuturor! Hai, România!